Cei care s-au născut în zodia racului vor avea în ziua de 17 iulie o perioadă destul de calmă, de echilibrată sau chiar provocatoare de mici satisfacții domestice. În mod normal, lucrurile în familie și în casă ar trebui să evolueze corect, satisfăcător, fără nimic strident. Între 18 și 19 iulie, relațiile sentimentale sunt mai tumultoase pentru că transitul lunii prin Scorpion, prin casa a cincea sentimentelor, le va răscoli, le va intensifica. Și pe cele bune și pe cele mai neplăcute sau mai vechi sau care chiar de-a dreptul fuseseră date uitării. În plus, se va realiza în acest răstimp un trigon pe semne de apă, care presupune și nevoia de comunicare, nevoia de rezolvare sau nevoia de limpezire, măcar de limpezire personală, interioară, dacă nu cumva și de limpezire partenerială. Adică ambele persoane implicate într-o relație să se lămurească pe ce se bazează, ce își doresc, ce pot să ofere, ce limite au atins și ce orizont de așteptare au. Între 19 și 21 iulie, axa celor două case ale sănătății nu este solicitată în chip dezagreabil, ba, dimpotrivă, există câteva elemente bune care presupun capacitate de refacere rapidă și datorită unui factor care inițial n-ar trebui să fie bun, și anume instabilitatea, în acest context este favorabil pentru că ori de câte ori se va instala o disfuncție, ea nu va dura mult, va trece repede, va putea fi contracarată, compensată și iată că această determinare a celor patru semne mutabile va fi folositoare în orice fel de disfuncție minoră din punct de vedere fiziologic. Între 22 și 23 iulie, relațiile parteneriale capătă o dinamică specială născută din ambiție, dintr-un spirit corect, din exagerări, spirit hipercorect, exces de zel, dintr-o preocupare față de păstrarea normei, a regulii, nu neapărat a aparențelor, pentru că pe acestea le pot sacrifica pe altarul unei idei sau al unui principiu. Cei născuți în zodia racului se exprimă destul de scurt, de concis, fără prea multe piruete personale și mărturisiri, se poziționează ferm pe o direcție, o susțin cu tărie, nu prea acceptă sugestii din partea prietenilor și cu atât mai puțin variante din partea celor cu care intră direct într-o confruntare de opinie. În ziua de 18 iulie, luna neagră va intra în zodia gemenilor. Se va plasa în casa a 12-a. Ea ne interesează în special pentru că va activa una dintre laturile axei celor două case ale sănătății, cea a bolilor ascunse venite pe latura genetică, care au o motivație karmică, dacă unii cred în acest tip de interpretare. Luna neagră mai poate să accentueze sau chiar să alimenteze niște situații dezagreabile, minciuni secrete, ascunzișuri, lucrături, bârfe, care evident vor rămâne destul de departe de ochii și urechile nativului. Când acesta va afla despre ce e vorba, va fi prea târziu. Acest din urmă aspect e de luat în calcul ori de câte ori se construiește la locul de muncă sau în viața profesională o dinamică conflictuală. Și atunci trebuie să se ia în vedere că există primul strat, cel văzut, cunoscut de toată lumea și unul mai secret, pe care nu-l cunosc nici nativii, chiar dacă aceștia, într-un anume fel, bănuiesc despre ce este vorba, totuși, nu știu forma și conținutul unor delațiuni, unor comentarii, unor intervenții sau unor ralieri pe ideea interesului de grup. Unii se adună, se coagulează în jurul ideii de a disloca pe cel născut în zodia racului dintr-o funcție, dintr-un statut. Mecanismul acesta va ține până pe 15 aprilie 2022. În ziua de 22 iulie, soarele va intra în casa banilor, câștigați din muncă proprie și pe fond ar trebui să fie până pe 23 august un moment prielnic, consolidării câștigurilor sau obținerii unor beneficii sau netezirii drumului spre un context profesional foarte bine plătit. În aceeași zi, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei, pe care o va transita pentru scurt timp până pe 16 august. Va patrona din această postură casa a treia comunicării și le va da multora o capacitate bună de a învăța, de a asimila, de a acumula, de a se prezenta onorabil la examene, teste și verificări sau de a beneficia de un culoar de dreptate, de legalitate, de onestitate sau chiar de o intervenție în ideea în care le mai poate oferi nativilor șansa de a face
deplasări utile, eficiente sau de a avea noroc în situația în care vor întâlni niște persoane care reprezintă interesele unor instituții ale statului, care sunt cooperate, corecte, rapide, eficiente, prompte și mai ales competente.